hai să fim relevanți. Domnule, eu îmi doresc lucrul ăsta să fim relevanți. Noi suntem într-un veac postmodernist în care biserica vrea să fie relevantă. E cel mai grozav lucru. Noi trebuie să fim relevanți pentru lumea asta. Dar nu suntem relevanți când suntem ca ei. Suntem relevanți când avem ceva cu totul diferit de ce au ei. Suntem relevanți când oamenii vor găsi în biserică ceva ce nu găsesc nicăieri în altă parte. Dacă eu fac discotecă în biserică, el se poate duce, domnule, discotecă la discotecă în lume, n-are nevoie să vină la discoteca noastră. Și ăștia au atâta experiență, niciodată nu o să putem face discotecă la fel de bine ca ei. Că ei au deja foarte multă experiență. Decât dacă te duci, ce știu eu, în Australia, la Hillsong sau în altă parte, care au și ăștia experiență de zeci de ani. Dar noi? Ce ne punem noi să facem concurență cu ei? Biserica oferă ceva lumii ce nu are lumea și nu poate găsi nicăieri în altă parte. Nu muzică, nu o societate comercială foarte bine pusă la punct, nu o biserică care face propagandă foarte bine, că au ei propaganda lor mult mai bună decât a noastră. Nu asta oferă biserica. Biserica are ceva supranatural, ceva extraordinar, are Evanghelia pe care lumea nu o va găsi nicăieri în altă parte. Și de fiecare dată veți observa lucrul acesta când lumea, când statul vrea să fie prieten cu biserica, vrea ca să modifice biserica, să transforme biserica. Cultura vrea să învăluie biserica și în loc biserica să aibă puterea aceasta de a opri, de a stăvili răul din lume și de a transforma lumea, de multe ori lumea sau biserica ia foarte mult chipul culturii în care trăiește.